Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator. Ei bine, fie că vreți să-i spuneți Farming Simulator 2015, fie că vreți să-i spuneți mai simplu Farming Simulator 15, chiar nu contează, pentru că un singur lucru este cert. Astăzi ne vom juca Farming Simulator. Și, acestea fiind spuse, haideți să trecem direct la episodul de astăzi și să vă spun ce vom face. În primul și în primul rând, astăzi ne deplasăm către pădure. Observați și voi, suntem un tractor și vreau să vă arăt ce am cumpărat. E bine, această achiziție zic eu că o să ne facă viața puțin mai ușoară. Sper eu să ne facă viața mult mai ușoară, dar vom vedea cum ne vom descurca cu acest nou utilaj. În fine, nu este neapărat un utilaj, este mai degrabă o remorcă. Dar haideți să vedem dacă ne vom descurca cu această remorcă. Este destul de lungă, deci s-ar putea să fie și asta o mică problemă. Și am oprit aici. Ok? Pare să fie ok. Ei bine, dragi prieteni, aceasta este remorca pe care am cumpărat-o. După cum observați, este o remorcă specială pentru transportarea lemnului. Dar mai bine, haideți să ies din tractor și să vă povestesc mai multe. În primul și în primul rând, nu o să folosesc acest tractor în permanență pentru a transporta lemn cu el. La un moment dat o să-mi cumpăr un camion, numai că deocamdată nu-mi permit. Deci, îl folosesc pe el. Și ca să conectez această remorcă, am folosit un adaptor. Nu a costat foarte mult, dar nici ieftin nu a fost. Dar acest adaptor ne permite să conectăm la tractor, ceva ce în mod normal ar necesita un camion. Și vorbim despre această remorcă, nu? Destul de mare, destul de încăpătoare și îmi pare că o să ne ușureze treaba. Sau da, măcar puțin o să ne ușureze? Habar n-am, vom vedea. E bine, dragi prieteni, acum singurul lucru care ne-a mai rămas de făcut este să tăiem un copac. Așa că, cu zvarna! Opa, și acum o să cadă. Garantat nu plănuiam să cadă în direcția aia. Opa! Îmi place cum se rotește, e foarte amuzant. Întotdeauna mi-a plăcut cum se rotește copacul. Și sper să se oprească într-un final. Sper. Mulțumesc, domnule copac. Și acum observați toate crăcuțele astea. Vreau să le tai. Deci, hai să luăm cu începutul. În primul rând, vom tăia vârful. Ok. Și acum hai să ne punem pe treabă. E foarte migăloasă treaba asta. De-aia nu mă atrage atât de tare. Da, e bine, cineva trebuie să o facă și pe asta, deci... Hei, nu mă plâng. Sau poate mă plâng, dar doar puțin. Așa, și în mare parte am terminat treaba. E bine, în acest moment ne vom duce ușor spre front loader. Glumesc, o să ne ducem foarte repede pentru că nu avem timp de pierdut. Și va trebui să apucăm acel buștean, care este destul de mare, este un întreg copac. Și îl vom duce aici în remorcă. Sper să fie tot ok. Sper. Ok, da. Hai să mergem ușor încolo. Sincer să vă spun, nu cred că o să-mi iasă foarte bine mișcarea asta. Pentru că nu am mai făcut chestii de genul ăsta până acum. Și după cât am observat eu, acea remorcă este mult mai înaltă decât mi-am închipuit inițial. Deci s-ar putea să nu fie tocmai ușor pentru mine. Dar vom vedea. Hei, ce-am lovit? A, da. Asta am lovit. Am lovit un buștean. Îmi vine nu un buștean, cât trunchiul unui copac. Pe care tare mie că abia acum l-am tăiat. Deci copacul într-un fel se răzbună pe noi. Ok, da.
Hai să vedem. Mergem puțin mai în față. Și nu știu, așa o fi ok? Cred că da. Nu, no, nu e ok. Acum e ok. Apucăm trunchiul copacului. Îl ținem bine. Sper să-l ținem bine. Așa. Perfect. Nici că se putea mai bine. Ma, hai să o luăm ușor, ușor către drum. Opa! Cam pierd controlul într-un fel sau altul. Da, se cam balansează acel trunchi de copac. Nu-l țin de unde trebuie, dar sincer să vă spun, nu am timp să-l apuc de unde trebuie. Chiar nu am timp. Trebuie să muncesc, nu să stau să aranjez copaci. Nu intră în atribuțiile mele. Deși poate ar trebui să intre. Pentru că o să ne răsturnăm în stilul ăsta. Da. Poate ar trebui să intre. Ok, da. Hai să vedem. Ce naibii fac eu, bă, băiatul de bă aici? Nu e tocmai ce plănuiam. Hai să facem chestia asta. Deși nu știu dacă o să țină. Sper eu să țină. Punem trunchiul ăsta cât mai aproape de pământ. Așa. Și dăm drumul. Acum eu trebuie să mă prind cam unde ar fi jumătatea. Și cred că pe aici ar fi jumătatea. Ia să vedem. Așa. Să fie asta oare jumătatea? Cred că da. Și în același timp sper să fie asta jumătatea. Acum o să facem o chestie destul de dubioasă. Deci tare mie că ar trebui să ridicăm iar am puțin mai sus. Așa. Nu știu că putem să trecem. Hai că am putut. Era să mă răstor, ceea ce nu-i bine. Nu stăm tocmai bine. Ne repoziționăm. Și încercăm încă o dată. Hai că în sfârșit e bine. Bine? E aproape bine. Hai încă puțin. Perfect. E perfect? Nu e perfect. Putea să fie ceva perfect. Nu cred. Hai că suntem bine. Ok, și acum îi dăm drumul. Hai să ieșim de pe șosea.
Wow! Chiar am făcut treabă bună, ia uitați cât de bine l-am pus. Afrian nu mai era foarte mult până în acest grilaj. Deci e ok. Cam iese în afară, ce-i drept. Altă viață. Ei bine, dragi prieteni, acestea fiind spuse, noi ne vom opri aici. Sper că v-a plăcut acest episod, sper că vi s-a părut interesant și în caz în care v-a plăcut și vi s-a părut interesant și credeți că merită like-ul vostru, de ce nu? Apăsați butonul de like. Iar dacă nu v-a plăcut, puteți să apăsați și butonul de dislike, adică nu mă deranjează atât de tare. M-ar place să-mi spuneți ce ați vrea să modific la această serie și cum credeți voi că aș putea să o fac mai bună. Și da, acestea fiind spuse, o zi cu mai bună vă doresc, bye bye! Oricum cred că m-am întins destul de mult cu outro-ul.